Mutarea anchetei accidentului aviatic din Apuseni la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție aprinde spiritele în mai multe ministere și structuri centrale. Mai mulți miniștri și șefi de instituții se simt vizați de această anchetă. Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a spus joi, întrebat dacă în ancheta privind accidentul aviatic din Apuseni este vizat și șeful STS, că procurorii parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție își fac planul de anchetă și că nu este nimeni vizat în mod personal. Procurorii își vor face planul de anchetă și vor verifica acele aspecte care acum au fost apreciate de colegii de la Alba Iulia ca având o legătură cu o eventuală responsabilitate și altor persoane, a spus Tiberiu Nițu. Procurorul general al parchetului Curții de Apel Alba Iulia, Augustin Lazar, a declarat că în cazul accidentului aviatic din Apuseni există suspiciunea unei conduite culpabile din partea unor persoane care au făcut parte din celulele de criză, persoane care au calitatea de ministru. În urma accidentului aviatic produs în 20 ianuarie în munții Apuseni, într-o zonă accidentată la peste 1400 de metri altitudine, la granița dintre județele Cluj și Alba, și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și student Aurelia Ion. În accident au fost răniți copilotul Răzvan Petrescu și medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul Sfânta Maria și Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuș, județul Bihor.